Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere pentru lună plină în balanță, o lună foarte specială despre care sper să vorbesc cât de curând, adică astăzi, maxim mâine. Până la următoarea etalare, că o să mai fac încă una, vreau să o ascultați pe aceasta. Am două seturi de cărți, unul pentru trecut, unul pentru prezent viitor. Pentru că la luna plină ne eliberăm de niște cicluri și manifestăm noi cicluri. Știm bine, sau poate ați citit, sau dacă nu, o să vă transmit și eu, cum probabil transmite fiecare în felul său, că această lună, repet, este foarte specială și, după cum vedeți, deja au venit niște mesaje la nivel colectiv. Pe urmă să o continui pentru fiecare zodie. Din setul de cărți care vorbește despre trecut, a apărut un mod special 10 de monede și turnul. 10 de monede pentru mine înseamnă familie, tradiții, bani, job, dorința de a avea avere, cum am spus mai devreme, familia, poate să fie familia în care ați crescut sau familia pe care v-ați făcut-o. Sau un job. Dorința de a avea stabilitate financiară într-o formă sau alta. Aceasta se dărâmă. Toată această fundație este prost construită sau construită într-un mod nesănătos. N-au fost planurile corecte și dacă ascultați videoclipul despre apă, veți înțelege că poate a fost pasiune pentru o anumită direcție, dar nu s-a investit nici pământul, nici pământul fără apă. Pământul fără apă se crapă? Doar cu foc nu rezistă. Și zic doar cu foc pentru că ca să bați aceste monede, trebuie să folosești focul într-o formă sau alta. Trebuie să ai pasiune, nu? Dar dacă n-ai emoții, dacă n-ai dragoste, totul se duce de râpă. Pentru unii, ceva legat de familie, de construcția voastră financiară, profesională, tradițională, familiară, se duce pe apa sâmbetii. Sau apare o, dar eu simt că este, după cum arată cărțile, o separare. Poate să fie o trezire. Băi, ce se întâmplă în casa asta? Aici, interesant că setul de cărți s-a împărțit în două, 7 de monede pe de-o parte și 5 de spade pe de-alta. Și apoi apare asul de spade, adevărul, trezirea. Trezirea este, înțelegeți, că prea multe argumente, prea multe discuții, prea multe egoism din partea cuiva, este prea mult. Probabil că au mai fost și 3 persoane într-un cuplu. Adică a apărut roata aceea în plus de la mașină, da? Sau de la bicicletă sau de unde o fi fost. Și tendința, din cauza conflictelor, tendința de a vă închide sufletul și nu e normal. Deschideți contul, umpleți contul, dar vă goliți sufletul. Sau poate că unii v-ați golit sufletul. Ați devenit defensiv în fața atâtor argumente și certuri. Asul de spade. Adevărul ne eliberează. Probabil că trebuie rostit un adevăr. Trebuie mărturisite niște lucruri, pentru că 5 de spade sugerează și niște manipulări mentale, verbale. Da? La capătul setului de cărți, ia uitați unde s-a oprit, la 10 de spade. Trădări. Gata, 10 și 10. Încheiere de ciclu. Este roata norocului într-o formă mai mică, da? Vreți să schimbați, să vă schimbați norocul. Dacă până acum ați crezut că voi vă construiți norocul prin bani, nu, nu există așa ceva. Nu. Aici este trezirea. Norocul înseamnă, sau mai bine zis, vine dacă manifestați corect, adevărat. Fără jocuri mentale. Fără atitudini defensive. Necesar, într-adevăr, în momentul în care sunteți atacați într-o formă sau alta, în propria casă, în propriul job, în propria construcție, dar, repet, construită prost, în momentul în care sunteți atacați, trebuie să vă apărați. Dar nu se poate să trăiești toată viața așa. Este o karmă de care trebuie să vă eliberați. De care trebuie, pentru că e etalare, deci nu e etalare, acest mesaj este la nivel colectiv. 10 de spade, gata. V-a săturat. Eventual, apare o schimbare de energie, apare o nouă pasiune. Simțiți un nou chef de viață pentru unii cu regina de bâte sau vă simțiți atrași de altcineva care are, ia, ce are? Are foc, dar are și apă. Interesant, cavalerul de cupe, da? Are pasiune, e inspirantă persoana,
nu am zis femeie musă, e inspirantă, dar are și emoții. Apropo de videoclipul pe care l-am citit mai devreme, eventual vă duceți către persoane independente care și-au construit deja stabilitatea fără să depindă de voi, fără argumente, fără jocuri mentale. Pentru unii, eliberarea de 10 înseamnă independența voastră. Independența voastră pe care o veți marca schimbând această energie, această experiență. Ăsta e adevărul pe care îl veți manifesta. Pasiune, dar și emoție. Și interesant cum cărțile, emoțiile despre care vorbesc, se văd în următoarea etapă, la capitolul binecuvântări. Ah, interesant, aici apare regina de bâte, aici regele de bâte. Un cuplu care se va forma în viitor. Dar pe altă structură și pe alte motivații. Deci, 10 de spade, 10 de monede și turnul se dărâmă. Moare o relație, se transformă. Moare ca să se transforme. Și după moarte ce apare? Da, vedeți ce cărți puternice? Steaua. Că tot am zis că e o lună foarte puternică despre care vreau să vorbesc și eu în felul meu. Da? Steaua. Vindecarea acestor răni. Manifestarea. Vindecarea este susținută și de asul de cupe. Poate pentru unii, pentru cât mai mulți îmi doresc acest lucru să se manifeste și cât mai repede. O dragoste pe care ați visat-o toată viața. Da? Steaua este acea dorință pe care ne-am pus-o la un moment dat cândva, ori în copilărie, într-un moment de criză, după o ceartă, după o bătaie, why not? Da? După ceva ne-am simțit trădați, a zis, băi, vreau și eu un om sau o femeie care să mă iubească sincer. Da? Ceva de genul ăsta. Vreau să mă vindec și să-mi găsesc misiunea spirituală. Vreau să mă vindec și să cresc spiritual. Vreau să strălucesc în lume prin dragoste și să mă ridic deasupra acestor probleme. Și asta se va manifesta începând de la această lună plină. La capătul setului de cărți, regele de bâte. Iar încredere. Lăsați în urmă ce? 6 de spade. Diavolul. Aici este. Aici este. Aici era. Relația karmică. Jobul. Familia. Tradiții. Toxice. Interesant ce vine. Poate chiar blesteme pe familie. Blesteme pe casă. Se încheie acest ciclu. Și vă eliberați de acest lucru încet. Și vă rog, intrăm în săptămâna mare. Rugați-vă, o să vorbesc cât mai curând despre acest subiect. Rugați-vă cât puteți de mult. Pentru că vremurile sunt intense și grele. Această lună plină ne susține, dar și noi trebuie să ne susținem, nu? Haideți să vedem. Am văzut Marea Preoteasă, am văzut Împărăteasa, am văzut multe lucruri. Hai să curățăm cărțile. Berbec, ce lăsați în urmă? 4 de spade, un personaj, poate prea pasiv, prea analitic, eventual o boală. Hai să mai vedem. O boală într-o formă sau alta. Interesant. 9, am vorbit, iau de, și 6 de spade, le lăsați în urmă. Le lăsați în urmă. Să le iau și pe astea. Hai să le iau. Ia uite ce frumos. Probabil că sunteți independenți, dacă nu va trebui să deveniți independenți. Posibil a fost o pasiune? Posibil. Dar se pare că unul a fost foarte mental, vedeți, numai cărți de aer, și celălalt pasional și independent și doritor să crească. Și nu se poate. Asta pare o relație dezechilibrată în care unul... interesant, ar putea să... Poate să fie apărut la un moment dat și o trădare în relația voastră, posibil cu asul de băte, și să vă fi îngrijorat că sunteți trădați, dar să ajunge să vă eliberați de această poveste. Dar, acum, dacă nu a fost vorba de nicio trădare, pur și simplu, unul a oferit prea mult, unul este prea vibrant, prea independent, celălalt își face prea multe griji, prea bolnăvicios, dar bolnăvicios din cauza gândurilor. Dacă aici este alt personaj, voi știți,
Repet, prea pasiv, prea negativist, care la un moment dat v-a părăsit. Dragii mei, e mai bine. Nu mai plângeți. Dacă v-a părăsit, e mai bine. Bucurați-vă de ceea ce sunteți. Da, posibil să fi fost o relație la distanță cu lumea și astfel de monede. Cu potențial. Dar potențialul, dragii mei, degeaba e potențialul dacă noi nu muncim. Dacă noi nu facem ce trebuie. 9 și 9. Da, posibil acest personaj să-și fi făcut griji. Dacă voi, care o fi fost independent aici și plin de pasiune, să zic, mă atrage acest personaj. Da, de ce? Da, de aia? Da, de la altă? În loc să se bucure de acest, de o comunicare deschisă, vibrantă, originală, sexy, dacă e nevoie, stă și se gândește și tace, patru de spade, tace, că e un soi de eremit, varianta mică. Apoi, dacă unul este independent și are reușită, da, dacă nu e chiar așa, dar cine știe, lasă, că nu a avut așa reușită singură. N-a muncit ea, chiar a avut ea pe cineva în spate, știți cum e, griji. Dacă ea este așa, ea sau el, de independent și de ce ar vrea să vorbească cu mine? Că eu nu sunt așa, eu, uite, sunt bolnav, am nu știu câte decepții, n-am reușitele ei. Păi, cine devine, da? Sau vine pasiunea, vine ideea, vine inițierea. Nu, e prea, it's too hot. Prea fierbinte, nu mă duc în altă parte. Eventual, poate că voi vă duceți în altă parte, poate și voi v-ați luat tărbășița și ați plecat din această situație. Hai să vedem ce vine înspre voi. Ce vine înspre voi? Binecuvântare, bucurie. Hai să vedem. Turnul. Într-un mod neașteptat, ce binecuvântar vine, ia să vedem și cum ne vom citi. Interesant, așa vine, așa le las. Regina, 6 de spade, regina de cupe. Ah, sunt 3, da? Mergeți către dragoste. Regina de cupe și împărăteasa, așa veniseră, da? Asul de spade și 2 de spade. Mergeți într-o nouă direcție care va duce victorie, abundență, dragoste față de voi, compasiune, dar trebuie să înainte de toate, ca să ajungeți la împărăteasă, dragii mei, berbecuți, care aveți tendință de revenge, da? Sunteți mai impulsivi și mai pătimaș, pentru că ați suferit la un moment dat într-un trecut, învățați să iertați, da? Lăsați în urmă separarea, lăsați în urmă acea construcție despre care am vorbit și la nivel colectiv, dar mergeți înspre ce? Soarele interior. Soare în suflet. Pentru asta trebuie să iertați. Regina de cupe iartă. Și iertați, repet, pentru voi iertați. Și pentru voi nu vă mă uitați în spate. De ce mi-aduc aminte de acea poveste din Vechiul Testament de Lot, da? Parcă Lot. Nu vă uitați în spate ce se întâmplă. Mergeți înspre împărăteasă, înspre dragoste. Oricine ar fi, nu mă fixez pe zodii, eu mă fixez acum pe energii. Este o victorie a adevărului, a dreptății, a credinței, a credinței în voi. Și doi de spade, eventual, blocați acel trecut. La capătul setului de cărți, 10 de cupe și 9 de monede. Da? Repet, dacă sunteți independente, veți fi într-o relație fericită, 10 de cupe. Ia uite, faetonul vine cu dragoste. Regele de cupe, interesant și aici regina de cupe, va veni o dragoste în timp. Nu știu în cât timp, că acum nu predicționez și timpul, dar va veni. Deocamdată. Arată bine. Hai să vedem. Era să zic numărul 2, dar e vorba de Taur.
Ce lăsați în urmă taurilor? Și tauriților, mai ales tauriților, că sunt mai multe taurițe decât tauri aici. Hai să vedem ce lăsați în urmă. Patru de cupe, trei de băte, șapte de monede și împărăteasa. Puteți să fiți voi, da? Ați avut parte de o decepție cu patru de cupe. Ori, da, iar e vorba de o separare și la voi de o separare. Dar care v-a împins către vindecare și dragoste față de voi? E o separare. Poate că cineva s-a dus într-o nouă direcție și voi a trebuit să... Da. Un personaj a fost atras într-o nouă direcție și voi a trebuit să aveți grijă de copilul vostru, valetul de cupe și 10 de bâte. Destul de greu. Probabil că sunteți mame. Dacă sunteți mame, e de înțeles. Ideea este că ați fost decepționați. Patru de cupe. De o situație la distanță. Eventual, văd aici semnale cu cineva cu marcaj în semn de foc și situația în sine, clarificăm trei de bâte. V-a făcut să munciți foarte mult în această relație. Da, interes. Wow! Da! Ia uite. Trei de cupe, trei de spade. A fost o trădare. Oricineva a avut pe cineva la distanță. Ia uite. Trei de bâte, trei de spade, trei de cupe. Asta v-a tristat. Din cauza asta lucrurile n-au mai mers. A trebuit să munciți, ia uite, cinci de spade și 8 de spade, blocaje mentale, jocuri mentale. A trebuit să lucrați prea mult. Singure? Simt ceva la nivelul chakrei inimii. Probabil că v-ați blocat la un moment dat chakra inimii din cauza acestei dezamăgiri, dar cu răbdare ați început să manifestați abundența și cu răbdare începe să vă lucrați și chakra inimii și să atrageți dragoste. Dar încă simt că vă mai afectează într-un fel sau altul această e trei de spade, trei de cupe, acest triunghi amoros, această trădare eventual. Ia uite, cinci de spade, da? Jocuri mentale și 8 de spade. Hai să vedem ce vine, ce binecuvântări. Simt că împărăteasa face parte din acest nou ciclu într-o formă sau alta, dar vă poate reprezenta pe voi, așteptând, muncind și chinuindu-vă singure în grădină, în relație. Interesant, poate să fiu și o mamă într-o formă sau alta, mama voastră în sensul ăsta. Nu că n-ați fi... Am vorbit de mamă și copil. 8 de monede, munciți în această perioadă, munciți. Cavalerul de spade, 3 de bâte, asul de spade și 2 de spade. Ha. Ha. Veți primi niște vești de la cineva de la distanță. Cavalerul de spade e o energie neașteptată. Veți auzi niște vești de la cineva care este la distanță, la drum. Probabil acest personaj vrea o victorie, vrea o relație nouă. Nu zic musai că semn de aer, nici de foc, nici de pământ. E o energie. Toate cărțile arată cuvântare. Da. Comunicare. Asul de spade, trei de bâte într-o formă sau alta și cavalerul de bâte. Posibil la locul de muncă sau despre bani veți vorbi. Ia doi de spade, clarificăm doi de spade. Va trebui să luați o decizie eventual în legătură cu ceea ce auziți. Doi de spade pentru taur, clarificăm doi de spade. Doi de monede pe orizontal și
5 de bâte tot pe orizontală. Asta înseamnă că ce veți auzi vă va dezechilibra un pic, mai ales dacă voi sunteți concentrați pe muncă, da? 7 și cu 8 face parte din procesul pe care l-ați început de ceva timp ca să ajungeți la un grad de abundență. Vă va dezechilibra un pic. Dacă știți, acum 5 de bâte iar ar putea să fie niște chestiuni legate de concurență, de gelozie. Totuși simt nevoia să mai iau o carte. Da, are legătură probabil cu acea rană 3 de cupe, 3 de spade despre care am vorbit la trecut, să vă mai afecteze. Personajul respectiv care v-a trătat, poate vine, poate eu știu ce mai comentează sau cineva din viața lor. Mai dăm o carte pe cavalerul de spade. Ia uite, magicianul. Probabil acest personaj vrea să manifeste ceva, dar mare grijă că iar apar 5 de spade, 5 de spade. Are tendința să fie manipulator. Dacă nu e același personaj din trecut, deși am văzut cărțile, în alte de cărți, da? Am folosit alte de cărți. Ia uite, justiția. În legătură cu o chestiune care ține de tribunal, acest sentiment de trădare, de justiție, justiția trebuie să facă. Să se manifeste, pardon, mai devreme sau mai târziu. Da, interesant cum am luat cărțile și s-a oprit aici la 10 de spade. Probabil că e o trădare. Probabil că sunt niște chestiuni care țin de tribunal. Mărturii ciudate. Mare grijă. Pentru că 5 de spade, 4 de spade. Ideea este că orice ar fi, dacă vreți să ajungeți în această vibrație înaltă, orice ar fi, trebuie să învățați să iertați, să vă rugați, să înțelegeți cât de cât. Asul de spade. Nu sunt multe. Probabil cineva vrea să ia de la zero într-o formă sau alta. Dar ce ține de binecuvântare este că veți avea claritatea minții, asul de spade. Da? Și veți putea să blocați orice dezechilibru și orice atac. Ce aici e un atac, e concurență, da? Și a venit pe orizontal ca un blocaj, da? Care vă poate dezechilibra financiar sau, eu știu, echilibru la locul de muncă sau în ceea ce aveți voi judecata. Da? Trebuie să judecați. Corect. Asul de, asul de spade pentru tauri. Regina de cupe de care am zis mai devreme. Aici este, să zic, secretul și binecuvântarea. Înțelepciunea și compasiunea. Dacă cineva vine cu discuții, posibil. Pentru unii se poate manifesta și o dragoste. Regina de cupe reprezintă dragoste exprimată din partea cuiva. Dar apar și gelozii, apar și altfel de energii discordante. Așadar, totuși, oare cum zic eu că ați fost avertizați, avertizate? Cam atât deocamdată. O să mai fac o etalare mai complexă, mai târziu un pic. Să vedem următoarea zodie. Care ar fi după taur vine gemeni. Să amestec cărțile. Gemeni. Ce lăsați în urmă? Ce lăsați în urmă, gemeni, în această perioadă la luna plină? Ce lăsați în urmă? Lăsați în urmă. Valetul de cupe. 10 de bâte și 4 de bâte. Probabil pentru unii o flacără geamănă care a fost imatură emoțional și v-a consumat energetic. Și dacă nu e flacără geamănă, poate să fie o chestiune legată de casă, da?
Poate acolo aveți un copil. Chiar dacă aveți un copil acasă, sunt multe responsabilități, lucruri care vă apasă, începeți să vă eliberați. Poate copilul crește și, eu știu, se duce, nu știu ce face. Sau, în fine, steaua și diavolul vă vindecați de o energie foarte toxică. Dacă e valabilă prima variantă, un personaj, nu o să-i flacără geamă, nu un suflet pereche sau un personaj cu care ați încercat să faceți casă, și simțiți că a fost o imaturitate emoțională și prea multe responsabilități, sau poate voi ați încercat să discutați emoțional și n-ați putut cu acest personaj care avea, hai să facem, hai să dregem, hai să mai stai, mai lasă-le deoparte, hai să mai discutăm și despre suflet. Lucrurile au devenit apăsătoare, intoxicante, da? Apare diavolul și steaua. Dorința de eliberare, de vindecare. În timp ce vorbesc, apare și 6 de bâte. Poate, cu ce am văzut mai devreme, să fie avut parte de un personaj egoist. Clarificăm totul 10 de bâte. 10 de bâte, male preot. Ia uite, căsătorie. Căsătorie. Posibil, personajul a fost prea religios, prea strict, prea multe reguli, eventual și prea egoist. Așa, din viziunea voastră. Da, ia uite, 10 de spade și împăratul. V-a consumat acest personaj care a vrut cu controlul, a vrut să aibă autoritate. Când, dom'le, viața mai înseamnă și altceva, da? Hai să discutăm și despre suflet. Și v-ați eliberat, v-ați dus înspre o nouă dragoste eventual sau înspre echilibrul vostru sau eliberarea aceasta vă va atrage sufletul pereche. Puteți să fiți voi, da, Gemini, da? Eliberându-vă de această situație și manifestând o nouă relație, un nou job, da? Care va duce vindecare și inspirație într-o formă sau alta. Dar hai să mai vedem totuși. În această lună plină, ce binecuvântare apar pentru unii? Curățăm cărțile. Binecuvântări pentru Gemeni. Poate personajul cu care ați avut discuții poetice, emoționale, sensibile, poate avea o casă și la acea casă exista un egoist, o egoistă, un narcisist. Poate pe lângă casa aceasta avea și multe responsabilități dacă era într-o poziție de conducere. Male preot este un profesor, este un personaj care îi ghidează și evident că are multe responsabilități. Pare că vă eliberați de acest ciclu care într-un fel sau altul a creat probleme. Hai să mai vedem ce apare totuși în viitor. Binecuvântări pentru gemenuți. Blocați conflictele. În primul și în primul rând învățați să puneți granițe personale în fața celor care vin cu diferite atacuri, pretenții, energii conflictuale, interioare, care se manifestă și în exterior, în felul în care, nu știu, se manifestă. Bine. Binecuvântări pentru bucurii pentru gemenuți. Gemenuțe, hai. Da. 7 de spade și 6 de spade. Cine v-a mințit, vă eliberați de personajele care vă mint. Am zis, există blocaj, 5 de bute și 7 de bute. Învățați să puneți granițe personale, să nu mai nu mai vreau să am de-a face cu voi.
Voi ăștia care vă mințiți, care mă mințiți, care creați conflicte. Pentru unii gemeni este această dorință de a vă duce cât, de a crea, repet, granițe personale și de a căuta într-un alt loc mai luminos. Apare totuși un nebun la un moment dat. Posibil veți manifesta un nou început, dar hai să mai vedem. Nu sunt arcane majore deocamdată, dar sunt foarte necesare. Interesant, băi, deci nu se poate, da? Vedeți? Au venit la deocamdată cam la toate zodiile. Asul de spade, asul de cupe și regina de cupe. Vă vindecați, înțelegeți lucrurile altfel. Și vindecând vă atrageți oameni care vă înțeleg. Regina de cupe și asul de cupe, adică doi de cupe. Și asul de spade, victorie, un suflet pereche cu care puteți să aveți victorie, nu în care trebuie tot timpul. Sau, eu știu, veți vedea care e acel suflet pereche. Ideea este că poate îl știți, dar n-ați avut victorie cu acest suflet pereche, marcaje de apă și aer, n-ați avut victorie pentru că au fost conflicte, au fost geloși, au fost energie, da, foarte manipulatoare, bârfe, certuri, jigniri, minciuni, neimplicare. Eventual, pentru unii dintre voi, mai văd un mesaj. Dacă anumiți gemeni, nu toți, dacă anumiți gemeni au fost conflictuali, învață să fie mai pământeni și să se protejeze de aceste influențe ale prietenilor, ale colegilor, ale, eu știu, familiei, vecinilor, da? Pentru că și-au dat seama că dacă îi lasă pe ei să influențeze, se mint pe ei înșiși. Da? Și în momentul în care ajungi la această înțelepciune, asul de spade, te eliberezi ca să mergi spre vindecare și spre un suflet pereche care te înțelege, da? Cu care poți să comunici deschis, fără minciuni, fără argumente, fără jigniri. Deci, dacă voi cândva, unii dintre gemeni, v-ați manifestat așa conflictual și nu v-ați implicat, asta se pare că se întâmplă datorită unor situații, eu știu, influențe ale prietenilor, ale așa zisilor apropiați. Învățați să-i blocați și să vă eliberați de aceea. Și să vă duceți în căutarea iubirii, a adevărului, a compasiunii în voi și în alți oameni valoroși. Ce diferență între aceste cărți și cele de acolo, da? Aici este binecuvântarea, dar ca să ajungeți la... De fapt, asta este binecuvântarea. Dar binecuvântarea include cel puțin doi pași. Granițe personale și eliberarea, drumul. E un drum. Poate să fie chiar practic o călătorie în care îi lăsați în urmă. Vedem. Următoarea zodie. Următoarea zodie. Da. Următoarea zodie ar fi zodia racului. Nu? După gemeni? Bine, rac. Eu trebuie să amestec cărțile pe care le-am folosit mai devreme. Rac. Lună plină. Balanță. Pentru cei din zodia racului sau cu marcaj. O să fac un coetare, o să mai fac o etalare când mă întorc de la treabă. Că după această etalare mă duc și cu niște trebușoare la fetițele mele. Fetițele mele fiind două cățele negre, cățelușe și o pisicuță tot neagră. Interesant. Vorbeam, regina de monede, luna și regele de bâte. Capricorn pentru unii, că vă place să zic, aici semn de apă. Voi teoretic ar trebui să fiți sau? Da, eu așa zic, că sunteți voi, că vorbim totuși despre voi. Și regele de bâte, cineva cu marcaj în semn de foc, dar nu obligatoriu.
Regina de monede poate să fie mama, soția sau un personaj cu care ați avut o relație de lungă durată sau ați încercat, eu știu, dar au fost confuzii referitor la acest personaj. Probabil că v-ați simțit, bărbați, femei, nu contează, v-ați simțit atrași de acest personaj, dar rău de tot! Dom'le, foc, foc, foc! Dar au existat tot timpul confuzii referitor la acest personaj. Hai să vedem ce lăsați în urmă. Mai clarificăm, clarificăm Regina de monede. Am văzut că lăsați totuși 6 de spade. Ia uite. Posibil să fie... Comunicarea. Ați comunicat cândva? 8 de bâte, pentru că lăsați în urmă. Nu știu acum de cât timp s-a manifestat acea comunicare. Au fost comunicare cu acest personaj. Probabil că a fost și distanță. De obicei, distanță peste hotare pentru mine. Dar comunicarea a fost, pasional a fost, dar și conflicte. Și confuziile. Hai să vedem luna. Regina de cupe sunteți voi și 6 de spade. Și, nu, 6 de bâte, pardon. Probabil că ați început acest proces de eliberare, de vindecare de mai mult timp. Ia clarificăm și regele de bâte. Imediat zic. Regele de bâte. Ce lasă în urmă raci? Nu sunt multe. Este și dorința pentru puterea cuiva. Dacă sunteți bărbați, probabil că ați fost mai orgolioși. Poate că reușiți să vă eliberați acest orgoliu. În fine. Șase de spade iar apare. Justiția. Probabil că a fost un contract. Un contract sau o karmă de care vă eliberați. Însă, sunt două cărți care sugerează plecarea voastră din acest spațiu. Ba chiar trei cu 8 de bâte. Ar putea să fie nu doar legate de acest moment de lună plină, evident, ci de alt moment, alte luni pline. Da? Și la această lună plină vom vedea ce se manifestă. Totuși, probabil că ați încercat, ia uite, 8, 8 înseamnă casa scorpionului, a transformării, da? Ați încercat să vă eliberați de această energie, probabil, dacă a fost karmă, a fost într-un fel sau altul adictivă, aș spune. Dar văd și două femei aici, două energii feminine. Dacă sunteți bărbați, vedem care se vor manifesta în viitor sau în prezent. Unii dintre voi ați avut două energii feminine în sufletul vostru, că lumea înseamnă și suflet, în visele voastre, în karmă, e casa a patra, casa a opta. Și karma. Ce simt? Dar repet, dacă această pasiune pe care ați simțit-o, cum am zis mai devreme, v-a creat confuzii, puteți să fiți voi Regina de cupe, care vă eliberați de aceste confuzii și mergeți. Merge 6 de... de bâte, 6 de spade, călătoriți eventual într-un alt loc în care vă simțiți mai bine, vă detașați, faceți eliberări energetice, mentale, whatever, și mergeți într-un loc în care oamenii vă apreciază, în care, eu știu, atrageți public într-o formă sau alta, sau poate mergeți unii dintre voi, bărbați, femei, voi știți cu cine rezonează acest mesaj, unii mergeți înspre un job public, în ce sens public? Care atrage publicul. Regele de bâte este entertainer. Așa vine.
Dar, oricum, justiția este la capătul setului de cărți. Aș spune că e karma. A fost o karma. De care începe să vă eliberați. Ce mai simt? Interesant. Ah, nu așa. Nu așa, mai Ela. Deși nu mă cheamă chiar Ela, dar în fine. Când sunt aici, trebuie să-mi zic Ela. Ce mai simt? Simt că distanța dintre voi și cineva a făcut parte din karma. Interesant. Și asta înseamnă, vine un alt mesaj, eliberarea de distanță înseamnă că vă apropiați de cineva care vă aduce multe bucurii, 9 de cupe. Deci distanța, înțelegeți? Deci asta este karma, distanța. Și distanța creează confuzii, chiar dacă e dragoste, chiar dacă este respect, chiar dacă e pasiune, da? Dragoste, respect, valoare, stimă față de propria persoană și pasiune, da? Au fost toate aceste energii. Dar nu s-a simțit, nu s-au simțit emoțiile corect din cauza distanței. Și asta, repet, face parte din karma. Mersi mult că am înțeles. Binecuvântări pentru răcușoare și răcușori. 9 de monede. Independență sau o persoană independentă. Reconstrucția voastră. Probabil manifestată în secret, că uneori e bine să vă feriți de invidioși. Vă susține independența. Am mai vedem ce alt mesaj nu vine. Binecuvântare pentru răcușoare. Steaua! Dacă mergeți în public, dacă lucrați în public, dacă cântați, jucați teatru, faceți poezie sau aveți... ce ar mai fi? Sau unii poate vindecați. Uiteți, așa vin mesaje. Cineva vindecă în public. Sau nu, în sensul, are un job care implică, să zic, comunicare cu publicul, doar o comunicare empatică. Este vindecător. Probabil că sunt două personaje diferite. Dar, în fine, acum apare independență, vindecare, dar public. Veți străluci în public sau veți atrage un personaj care strălucește în public. Ia mai... Ah, îndrăgostiți, vrei, frumos. Flacăra voastră geamănă sau sufletul vostru pereche, personaj de care vă veți simți îndrăgostiți, probabil la prima vedere sau... Poate că deja sunteți îndrăgostiți. Ia să mă vedem. Steaua. Steaua înseamnă misiunea voastră. Mergeți cu încredere înspre misiunea voastră, înspre vindecarea voastră, înspre... Steaua înseamnă și destin, dragii mei. Înspre destinul vostru. Temperanța și puterea. Interesant. La temperanță, vedeți și voi, sunt două cupe. Un soi de 2 de cupe. Dar 2 de cupe pe vibrație mult mai înaltă. 1 și cu 4 înseamnă 5, marele preot, credință, spiritualitate, care se leagă de această stea. Și veți atrage, interesant, independența voastră, vindecarea de un anumit trecut, eu știu, lucru, să zic, sau jobul în public, într-o formă sau alta, sau care manifestă ce am zis mai devreme. Va atrage un suflet pereche, puternic, ca voi. Interesant, da? Un cuplu puternic. Manifestați cu răbdare, dar vă trebuie o leacă. Probabil că aici a fost karma cu distanța. Distanța asta va testa răbdarea? Probabil. Iar lumea la capătul setului de cărți. Lumea online sau, eu știu, peste 10 mări și 10 țări. Cine știe ce distanță e între voi și cineva? Dar, da, a fost o separare. Relația dintre voi s-a încheiat. Dar se manifestă, transformarea aduce, iar flacăra geamănă. Unii vă întâlniți cu flacăra geamănă. Și pentru că apar cărți care țin de public, de succes, și pentru unul și pentru celălalt, probabil că e flacăra geamănă pentru unii dintre voi. Felicitări! Mai dăm o carte peste ea.
Răgușor și răgușoare. Dar pentru acest lucru probabil că lucrează de mult timp. Bănuiesc. Și repet, v-a fost testată răbdarea. Adică dacă vă pierdeți pasiunea din cauza distanței, dacă vă pierdeți dragostea din cauza distanței și a confuziilor, dacă vă pierdeți respectul, da? Voi, ei, da? Însă se pare că amândoi, pentru că totuși temperanța, am zis, sunt două cupe, amândoi sunteți bine. Probabil că unul e mai bine, să zic, dintr-un punct de vedere. Prea multe cărți, dar au fost griji. Griji mari. Nouă de spade am văzut, poate chiar și bol. Mai dăm o carte pe steluță. Stea. Ce e cu stea asta? Da, drăguț, 10 de spade. Vă vindecați de un sentiment de trădare, de un ciclu în care v-ați simțit trădați, v-ați simțit puși la pământ, vă eliberați, începeți o nouă călătorie, da? Către independență, către succes, către vindecarea voastră despre care am tot vorbit și vă atrageți un suflet pereche puternic ca și voi, care a trecut. Poate că ei au trecut. Dacă n-ați trecut voi prin aceste 10 de spade, au trecut ei, vă asigur. Și asta i-a făcut și pe ei. De-aia distanța a trebuit să fie pusă între voi pentru ca ei să încheie un ciclu de mari dureri. Probabil că le veți afla când veți sta de vorbă. Și asta i-au făcut mai puternici. Și apți să fie lângă voi. În cazul în care voi vă știți în principiu ok. Da? Da, interesant. Interesantă cărțile. Oricum, simt că cu nouă de monede și steaua, repet, mergeți către succes, mare, mare, mare succes, steluțe de cinema. Hai să vedem pentru lei, da? Hai să amestec, să curăț cărțile pentru lei. Pentru lei. De ce vă eliberați, dragii mei, leuți, leuțe, în această perioadă? De ce vă eliberați? Ia uite, 3 de spade a venit și v-ați blocat inima. 3 de spade. Trădări în dragoste sau dezamăgiri sau neînțelegeri în comunicare. Justiția apare și justiția. Balanță gemeni nu obligatoriu, dar este o karmă. Dacă vă eliberați această karmă, este minunat. Un aventuros poate? Poate. Pentru mine justiția înseamnă și căsătorie, o căsătorie în care v-ați, da, 10 a fost, ați crezut că e bine, 10 de cupe, ați crezut că o să fie bine, e un ideal. Dar interesant, apare o dragoste predestinată în viața voastră sau a cuiva. Văd marcaj pe semn de aer, gemeni, vărsător, balanță. În fine, 10 de cupe, probabil că ați sperat, ați visat și voi că o să fie bine și... De ce vă eliberați? Poate că a fost o perioadă frumoasă cândva, dar au apărut neînțelegerile. Unul zicea una, altul alta. Poate și trădări într-un contract. 6 de spade. Posibil că unul făcea drumul colo-colo, dar apar trădări. Da? Apar trădări, apare dorința de controla cuiva. Apare lupta pentru putere. Care e mai puternic? Tarificăm 10 de cupe. Poate că a apărut acel ideal, acea dragoste de pe care am văzut-o, îndrăgostiți și ce mai era? Și steaua în viața cuiva, probabil că n-a fost la voi, a fost în viața lor și de-aia v-ați simțit trădați. Vedeți? Tarificăm 10 de cupe. Pentru lei. Putere. Și 6 de spade. Eu cred că unii v-ați luptat pentru acest ideal pe care l-ați avut voi în cap în această relație. Pentru că văd două cărți care sugerează căsătorie. Și 8 e casa 8-a, de fapt a...
Contractul e casa 7-a, balanță. Și 8 e de fapt casa 8-a scorpionului, de fapt ce se întâmplă după contract, căsătoria în sine sau, eu știu, jobul în sine. Poate să fie un job pentru unii dintre voi, valetul de cupe. Dar apare o separare și la voi. Apare o separare. Blocaje, multă muncă fără prea multe satisfacții acasă, eventual, lacrimi, separări. Eu simt că pentru unii semnul, dacă aveți de-a face, ați avut de-a face cu un semn de aer sau de apă, aceștia au plecat. Motivele nu le discut. Dar dacă au plecat și voi v-ați simțit dezamăgiți, ați încercat să lucrați, să munciți sau să vă, eu știu, luptați unul cu altul tot timpul, care, eu știu, are dreptate, care, de fapt, ce înseamnă să fii fericit? Uite, aia, fiecare a avut o viziune diferită. Așa simt, ia uite, 5 de monede și pasiunea și 2 de, ia uite, aici este căsătoria, jobul, situația epuizantă, blocajul și pasiunea, nouă pasiune în viața cuiva și 5 de monede, sentimentul de abandon. Cine a plecat, voi știți. Dar după cum arată cărțile, posibil cineva cu marcaj în semn de aer sau de apă, deși nu obligatoriu. Dar 8 înseamnă și transformare. Până la urmă ați înțeles că de fapt, sper, bănuiesc, asta înseamnă 8. Transformați lupta în înțelepciune, creșteți, nu? Ego-ul. Ego-ul se luptă să aibă, să păstreze, eu știu, repet, un vis. Curăță cărțile pentru lei. Binecuvântări pentru leuțe și leuți. Leuaice și lei. Binecuvântări. Binecuvântări. Binecuvântări pentru leuțe și leuți. Nu. Oh, zero, dar încă e nemanifestat, încă mai trebuie să lucrați la acest lucru. Zero. Aveți conflicte interioare, legătură cu acest zero, al vostru, al altuia. Lăsați lucrurile să se ducă. E o karmă. Durerea face parte din karmă. Sunt multe cărți. Binecuvântări pentru lei. Interesant. Poate că unii ați aștepta niște scuze, dar decât să stați să așteptați, asta vă ține pe loc, mai bine vă eliberați. 6 de cupe, luna, remitul și valetul de bute. Ia clarificăm. Da, sunteți îndemnați, sunteți susținuți energetic, dar totul depinde de voi, pentru că a stat pe loc. Spânzuratul, trebuie să vă schimbați perspectiva, trebuie să îndrăzniți să o luați de la zero. Într-o direcție care va duce pasiune, va duce în sensul de vă simțiți având un chef de viață special, atrageți publicul, aveți succes. Dacă îndrăzniți în acest zero, ia uitați, 6 de bâte, victorie, da? Și regele de bâte. Energie masculină puternică. Clarificăm luna. Probabil că fostul, fosta, ia uite,
Magicianul și luna. Confuzii referitor la un semn de aer în mod special gemeni. Și vă și valetul de spade. Și regele de spade și marea preoteasă. Sunt secrete. Jocuri mentale. Fuga de responsabilități. Posibil acesta, ca să nu... Interesant aici, vi se blochează acest zero. Probabil că ei încearcă să se împace cu voi. Aha, mersi. Ei încearcă să se împace cu voi, dar eremitul ce înseamnă? Cineva cu marcaj, nu neapărat zodia Gemini, poate să fie și ascendent, da? Turnul, aici este, dar a venit orizontal, da? Separarea dintre voi, dacă voi aici plecați, vă detașați, nu mai, ați așteptat scuze, ați așteptat comunicare emoțională și ați avut parte de decepții, de neînțelegeri, de karmă. Dar, repet, face parte din karmă. Ați crezut că sunteți puternici împreună, dar de fapt erați doar voi puternici. Celălalt era plin de ego. Că altfel nu rănește, numai ego-ul rănește. Dar, repet, face parte din karmă și din lecția voastră spirituală. Trebuie să înțelegeți cu eremitul de ce s-a produs separarea, de ce ați fost atrași. Probabil un suflet pereche dintr-o altă viață sau din viața asta, da, a venit să vă dea această lecție. Dar asta e fain, totuși, că această lună plină aduce și această înțelegere, magicianul și eremitul. Da, înțelegeți de ce secretele, confuziile au creat această separare. Valetul de bâte. Da, unul a blocat eventual, vedeți unde sunteți, din cauza că a fost căsătorit. Și a blocat acțiunile. Celălalt a muncit și nu-i normal. 8 și 8, da? Nu-i normal. A fost un dezechilibru. Nu, mai dăm pe turn totuși încă o carte. Interesant, cu eremitul și turnul ar putea să fie, da, să fie și cu magicianul. Să înțelegeți brusc. Hopa! De ce s-a întâmplat cu tare lucru? De ce nu pot eu? Sau de ce n-am putut eu să iau de la zero mai devreme? De ce aia și de ceilaltă? Dar sigur vor veni să se împace. Vor încerca. Asta e clar. Însă. Eremitul. Ia uite, asul de bâte și spânzuratul. Turnul, vreau să zic. După separare, vor încerca să se împace, să vină. Cu o ofertă, cu o pasiune, valetul de bâte și asul de bâte, eventual să vă țină pe loc. Dar, binecuvântarea care este, vedeți acum lucrurile dintr-o nouă perspectivă și veți înțelege. Nu apare asul de spade, dar totuși eu cred că veți înțelege. Clarificăm valetul de bâte. Valetul de bute poate să fie un proiect la care lucrați, care vă atrage atenția, energia, vă dă niște satisfacții. Ia uite, regina de cupe. Și soarele la capătul setului de cărți. Un copil, dacă sunteți mame, un copil vă aduce bucurie. Da? Eventual, ia uite, nouă de... Va fi o bucurie, ia mai dăm o carte. Va fi o bucurie. Eventual, la locul de muncă, un proiect care ține de originalitate, de artă, de psihologie, de vindecare. Mai dăm o carte pe regina de cupe și valetul de bâte. Mai dăm o carte. Sunt multe. Una a zis, please. Pentru lei. N-a avut o carte, însă pe regina de cupe, deci, vedeți cărțile iasă, așa. Deci, valetul de bute, regina de cupe. Înțelege, simțiți atracția, de ce s-a întâmplat atracția dintre voi și cineva, eventual.
Și vă vindecați, regina, de cu pe înțelege, repet, cu eremitul, turnul și magicianul. Aveți o lecție spirituală pe care unii dintre voi și spânzuratul vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Înțelege. De ce celălalt a creat decepții? Pentru că el este rănit. Da? Pentru că el nu știe, își face prea mult griji, el ia. Da? Pentru că ei vin foarte încet că sunt... n-au sânge în vene, așa simt, să zic, sânge în vene, da? Își fac prea multe griji. Eventual, personajul care v-a rănit, da, chiar vrea să construiască, își face griji. Își face mari griji din cauza că v-a rănit, da? Aha, mersi. Și eventual, repet, veți înțelege și atracția și imaturitatea și veți avea un grad de compasiune, eu așa simt, compasiune. Probabil că îi veți asista, dar nu țin musai. Însă important este să înțelegeți. Deocamdată asta vine ca și binecuvântare, înțelegerea. Într-o situație în care au fost multe confuzii și mult întuneric și, repet, lecție spirituală. Probabil acest personaj trecea prin noaptea întunecată a sufletului, da? Asta e. Ar putea să fie trezirea lor, care se va resimți în viața voastră. Într-un fel sau altul, ca o binecuvântare, pentru că voi v-ați luptat pentru acest ideal. Și dacă v-au dezamăgit din cauza karmei lor, dar și karma voastră, lecția voastră spirituală, dacă ei înțeleg lucrurile dintr-o nouă perspectivă, îi zic cu bucurie. Că până la urmă nu ne dorim răzbunare, nu ne dorim răul nimănui, da? Chiar dacă ne-au rănit oameni. Că și pe mine m-au rănit oameni, da? Dar simt că un fost, o fostă vrea să se împace și ar putea să mai fie și un alt personaj care vine după o perioadă de lungă tăcere în viața voastră. Și acest personaj să vrea să-și exprime dragostea și pasiunea. Ar putea să fie altă persoană acesta și această altă persoană. Da, interesant. Hai să vedem. Băi, gălăgie, scuze. Hai să vedem la fecioară. Stai așa frumos. Fecioară, lună plină. Să știți că o să mai fac o etalare când mă întorc la trebușorii mele. După aceasta. Hai, fecioară. Fecioară. Ia că de ce vă liberați și voi șase de spade, mă. Mână foarte mult s-a apărut șase de spade. Șase de spade. De ce vă liberați? Valetul de cupe. Un suflet pereche. Probabil că faceți această eliberare de mai mult timp. Sau un suflet pereche. Care v-a trădat. Aș spune... Nu cred. Au fost niște secrete la distanță. Asta e că majoritatea sunt foarte mulți care trăiesc relații online și de-aia apare distanța sau care au plecat în străinătate și mai comunică în țară și din cauza distanței mai dăm o carte. De ce se eliberează fecioarele? Nu? Șase de spade, valetul de cupe, cavalerul de spade și faetonul. Trebuie să și clarific. Clarificăm șase de spade. Aveți cărți care sugerează și acestea călătorie și distanță. Patru de bute.
Valetul de cupe. Am văzut și regele de spade la capătul setului de cărți. Valetul de cupe, 7 de monede. Pentru unii dintre voi, văd. Eliberarea de o casă. V-ați eliberat de o casă undeva în trecut. Mai dăm o carte. De 6 de spade. Unde s-a dus 6 de spade? Asta e regele de cupe. Poate unii a trebuit să călătoriți departe de casă, unii dintre voi, din motive financiare, eventual. Și în această călătorie... Ați descoperit o dragoste? Apare o dragoste care se construiește foarte greu. Dăm o carte. Ce se întâmplă aici? 7 de monede. Te rog frumos, clarificăm 7 de monede. Asul de monede. Dar a venit pe orizontal. Este o dragoste care... Ori o dragoste care n-a putut fi lucrată. 7. Deci lucrezi, investești, dar nu mergi mai departe înspre transformare. Asul a venit pe orizontal. Ori a intervenit o altă persoană, ați căutat dragostea adevărată eventual și a apărut un personaj imatur care v-a bruiat că poate să fie un potențial, o relație care nu, nici nu se manifestă. E un pas peste care trebuia să treceți. De 7 și 1, 8 înseamnă transformare, care duce către noi, independență sau expansiune. Iar văd distanță și confuzii. Pasiune, am văzut o grămadă de pasiune, dar clarificăm 4 de bâte. Mulți multe. 4 de bâte. Haide, fecioară, și lasă-mi urmă, un ciclu, da? 4, 6 de monede. Ia vedeți cărțile. 6 de monede. Da? 6, 7, dar nu se intră în 8. Nu se intră, se pune ceva câș. Câș. Poate să fie o chestiune extra partenerială, să zic. Dacă 4 de putere reprezintă un parteneriat, o prietenie sau o casă, o căsnicie.
La 6 de monede apare un dezechilibru eventual și financiar, dar și o altă persoană în plus. Din cauza distanței, cineva descoperă care sentimente față de altă persoană eventual. Dar una din cele două persoane este foarte matură emoțional, cealaltă este imatură și din cauza asta, da, vedeți un vale și regele de diferență și de vârstă și de maturitate emoțională. Și din cauza acestor diferențe emoționale apare și dezechilibru, să zic, acasă într-o formă sau alta, dar și așteptarea aceasta a manifestării, a transformării. Unul muncește și celălalt nu face nimic, ceva de genul acesta, într-o relație. Da, într-o relație. Ia uite. Lacrimi, decepții, ia uite, sentimentul de trădare, singurătate. O karmă, face parte din karmă sau dintr-un contract. Clarificăm cavalerul de spade. Cavalerul de spade. E un personaj care, personajul energie. De aer, iau te judecata. Probabil că la un moment dat v-ați separat de cineva, ați văzut că nu merge treaba, ei v-au părăsit, da, ei v-au părăsit pentru alte chestii, voi ați stat, v-ați reconstruit cât de cât și ei au revenit să se împace. Cavalerul de spade și judecata. Și faetonul? Nu, e distanța dintre voi și cineva. Văd aici foarte... Regele de monede. Eu cred că vă eliberați de un personaj care tot încearcă să se împace cu voi, să vă dovedească că e stabil după o perioadă în care n-a fost stabil. Vă rog frumos să-mi confirmați. Dacă... Curățăm cărțile pentru picioare. Binecuvântare. Sau nou ciclu pentru fecioare. Ați avut o casă frumoasă cândva. 4 de bâte. Dar în care, într-o formă sau alta, a apărut un dezechilibru. Poate să fie un contract la locul de muncă, care implică foarte multe călătorii. Și la acea călătorie mai apar și întâlniri. Știți cum e? Fecioară. Binecuvântări pentru fecioară. Binecuvântări pentru fecioară. Cinci de bâte, regina de monede. Invidia unora pentru stabilitatea voastră, pentru simțul vostru al valorii, pentru creativitate, pentru succes. Veți avea succes cu regina de monede. Vă veți găsi stabilitatea asta financiară și, într-adevăr, cineva apare doritor. Vedeți, regele de monede se uită către regina de monede. Cineva apare doritor să fie alături de voi, dar am senzația că nu prea aveți voi chef să... Uite, valetul de cupe și temperanța. Iar valetul de cupe. Vă vindecați de eventual imaturitatea emoțională a cuiva. Deci o perioadă a fost imatur și nu s-a implicat, pe urmă a venit brusc cavalerul de spade și faeton. Nu, că mi-am dat seama că de fapt vreau să fiu alături de tine, că vreau să fiu stabil, ceva de genul ăsta. Mai stai, ho! Patru de cupe. Deja cred că ați refuzat, că v-ați simțit trădați. Cum adică? Ia uite, cinci de spade.
Da? Vă eliberați de chestiile astea. De jocuri mentale, mai pus în triunghiuri amoroase sau au fost alte priorități mai mari decât, da? Eu cred că vă eliberați. V-ați deja, v-ați eliberat sau în fine. De revenirile cuiva. Șase de monede, asul de spade și asul de bâte. În primul și în primul rând vă echilibrați voi financiar, vă vindecați, vă echilibrați emoțional, vă echilibrați financiar, aveți parte de succes, de înțelepciune și de pasiune. Probabil că pentru unii dintre voi vor fi și două vor fi două persoane sau două oportunități de a începe ceva sau una și foarte cum să găsesc cuvântul, că poate am obosit și eu de la atâtea explicații. O singură ofertă, dar ceva de genul 2 într-1, foarte concentrată. Asta, dacă lucrați la această regină de monede, la simțul valorii, la stabilitate, la, eu știu, finanțele voastre, la creativitate, da? Și nu că blocați, vă vindecați de conflicte și de interioare și de invidii, vă vindecați, vă echilibrați. În momentul în care vă vindecați, veți primi niște scuze totuși, alea pe care le-ați așteptat. Dar nu vă mai bazați pe așa ceva. Nu vă mai gândiți. Voi gândiți-vă la valoarea voastră, la echilibrul vostru, la echilibrul vostru financiar și toate vor veni după aceea. Știți cum e? Poate pentru unele mame să aveți un copil care se vindecă dacă au fost probleme sau care, eu știu, devine mai altfel, în cazul în care copilul până acum nu s-a implicat sau n-a avut parte de o opțiune, de o oportunitate, ceva se întâmplă în viața lui, a ei. Acum. Da. Aici pare mai clar zona asta. Cea a trecutului pare destul de ciudată. Văd mai multe personaje. Văd doi bărbați. Doi regi. Regele de cupe și regele de monede. Văd și aer și foc. Toate elementele sunt aici. Însă, trecând peste faptul că probabil cineva tot a încercat să se împace cu voi, dar știți cum e, că degeaba se împacă dacă nu spune ce trebuie să spună, scuze sau nu arată. Voi analizați, judecați. Nu e doar judecata lor, este și judecata voastră, pentru că judecata înseamnă renaștere și noi acum încheiem un ciclu la lună plină și manifestăm un nou ciclu. Judecata poate să fie ambilor, dar că etalarea voastră, să zicem că este și a voastră, referitor la acest personaj. Judecați. Ce face? Vine, pleacă, așa, într-un mod neașteptat. Că și faetonul e destul de impulsiv. Cam așa. Cam atât deocamdată. Mai o să mai fac o etalare la alegere în curând. Hai să vedem următoarea zodiuță. Da, nu știu de ce trecutul ăsta la fecioară a fost mai greoi. Mai vedeți și voi dacă ceva mi-a scăpat. În principiu ați văzut cărțile. Vă mai luați și mesaje, cei care vă știți cât de cât situațiile exact în viață. Curățăm cărțile pentru ce zodie urmează, balanță. Repet, o să mai fac o etalare la alegere. Aceasta este doar o scurtă prezentare. Pentru unii dintre voi valabilă, pentru alții poate nu. 4 de monede. Vă eliberați de 4 de monede. Dorința de a avea stabilitate, de a avea bani. 4. Da? Energie foarte căpățânată și strictă. Din punctul meu de vedere, destul de stabilă, cu gând doar la bani. De ce se eliberează balanțele? Poate de un personaj, unele doamne, pentru că fetele, femeile, balanțe, iată magicianul,
Poate vă eliberați de un personaj care v-a manipulat, cu marcaj eventual în alt semn de aer sau marcaj pe Mercur sau în Gemeni, marcaj, pământ, iar pământ, Gemeni, deci nu obligatoriu, ține de Mercur, nu doar de zodia Geminilor. Atrag atenția ca să înțelegeți. Dacă, doamnelor, simțiți că v-a manipulat un personaj care se gândea doar la bani, vă eliberați de el. Ia uite, 3 de spade, decepții, eremitul. Însingurare, 3 iar ține de comunicare, eremitul de însingurare, de tăcere, faetonul drumuri, drumuri care vă apasă, vă obosit. Aveți multe drumuri de făcut? Ia uite, faetonul. Și responsabilități care efectiv vă pun la pat, ia uite. Și totuși apare o pasiune care vă schimbă energia și vă ridică așa, interesant. 8 de bâte și 7 de cupe vă ridică la nori, dar rămâne de văzut pentru că aia e altceva. Voi deocamdată aici aveți niște decepții. De ce se liberează balanțele? Poate unii dintre... Nu. Hai să zic. Învățați să manifestați? Blocați manipulatorii. 2 de spade. Pentru unii dintre voi... Uite, interesant. Mai vine un mesaj. Pentru unii dintre voi... Asta e carte pentru balanță. Cum îi spune? Marte sau Mercur în balanță? Marte sau Mercur în balanță? 2 de spade. Știm că unele balanțe aleg foarte greu, se decid foarte greu, 2 de spade. Și probabil că a trebuit să alegeți între a manifesta o nouă direcție, a vă manifesta, a vă crea. De ce vorbesc de creație? Nu știu de ce, sau știu de ce, da? A vă manifesta o nouă direcție, o nouă viață, aveți toate resursele. Și a sta într-o relație stabilă doar pentru bani. Dar e lună plină, nu știu dacă e chiar plină, nu e plină. Acum e lună plină. Dar, repet, dacă vă simțiți manipulați sau a trebuit să manipulați vă o situație pentru stabilitate, pentru bani și nu ați putut alege corect în viață, probabil că vă eliberați de această etapă. Ia uite, 10 de spade, măi, împăratul. Dorința de control, împăratul e 4-4. Poate să fie dorința voastră de control, bărbați, în mod special. Poate să fie și femeie în energia sa masculină distorsionată. Sau un personaj care v-a controlat și care v-a adus multă durere, multă decepție. Hai să și clarificăm 4 de monede. Clarificăm 4 de monede pentru balanță. De ce vă eliberați balanțelor? De ce vă eliberați balanțelor? 8 de monede! Muncă și iar muncă! Munciți pentru bani! Aici este păcăleala voastră, ambiția voastră, aici este... Magicianul, clarifică magicianul. Vedeți? 4 plus 4 înseamnă 8. Cu alte cuvinte, trebuie să dublați tot timpul efortul ăsta ca să ajungeți la transformare, la succes, la masterat, în sensul... Ar fi frumos să dați la master, dar vorbeam de masterat din perspectiva expertului, priceputului. În fine... Magicianul pentru balanțe. Valetul de cupe. Și lumea. 8 de spade. Cineva v-a manipulat cu un copil? Într-o situație care deja era încheiată, lumea? Și v-a blocat, v-a influențat... Momentul acesta, interesant că e lună plină, v-a influențat, vedeți, felul în care alegeți. V-a blocat oarecum intuiția. Situația era deja încheiată, lumea. Probabil că da, erați concentrați foarte mult pe muncă.
Doi de spade. Clarificăm doi de spade. Pentru balanț. Hey, doi de cupe. Aveți un suflet pereche? Șase de monede. Care? Prezența sa, sufletul acesta pereche, vă dezechilibrează. Așa zisa stabilitate. Stabilitate. La care munciți de zor. Și aici cred că este de ales între acest, eu știu, cineva, repet, care? Deci, tendința voastră de a munci, eu știu că balanțele muncesc unele destul de mult, da? Un personaj care vă manipulează printr-un copil sau printr-o atitudine, eu așa simt, ce mai simt? Nevoia de comunicare din suflet a cuiva, dar este blocată. Deci este... Stai să termin ideea. Deci prima idee era că cineva vă blochează, vă manipulează cu un copil și trebuie să alegeți între personajul care vă manipulează cu un copil și un suflet pereche care prezența sa, măi, tocmai acum a venit sufletul pereche, când eu aveam de muncă, când încă n-am rezolvat cu acest copil chestii de genul ăsta, da? Și vă dezechilibrează oarecum viața, șase de monede. Vă pune eventual ori într-un triunghi amoros, ori, eu știu, trebuie să-ți faci timp și pentru sufletul ăsta pereche, mă, să fie când. Când eu vreau să muncesc, ia uite, unii dintre voi, vreau să muncesc, să fac bani. Dar totuși, există temperanță, există vindecare, echilibru. Și aici nu ați putut voi să alegeți eventual. Și cum zisei mai devreme... Și cum ziseai mai devreme, unii dintre voi v-ați concentrat pe stabilitatea pe care credeți voi că o aveți prin muncă, da? Casă și muncă, amândouă plictisitoare și obositoare pentru că aveți în ambele de lucru și eventual ați dorit la un moment dat, să pun și așa, ați dorit la un moment dat, și aici este, drăguț, da? Ia uitați cum vin. Repet, ați dorit să manifestați o nouă dragoste, un suflet pereche. Dar cred că n-ați fost pregătiți unii dintre voi. Pentru că pentru sufletul pereche trebuie să comunici emoțional, trebuie să manifesti din suflet, dar dacă ești concentrat pe bani, simți că orice efort pe care îl pui în această legătură emoțională și spirituală, probabil și la distanță, vă dezechilibrează și finanțele și eu știu ce priorități mai aveți voi și stabilitatea aia de acasă, aia. Patru de monede, care mie nu-mi place. Da? Mai dăm o carte pe magician. Deci e și pasiune. Da, vreți să manifestați. E o atracție față de cineva, e o atracție fizică față de cineva. Ori poate ați crezut că acel personaj vă manipulează, dar apare totuși un suflet pereche. Dacă ați crezut, voi ați crezut, i-ați blocat eventual, sau ei v-au plecat pe voi, sau și, dar pasiune, emoție, există acolo ceva. Deși da, jocuri mentale. Cine vrea să facă aceste jocuri mentale? Nu știu. Însă, apare. Ba vorbim, ba nu vorbim. Ba ne atragem, ba ne iubim. Important este că voi în tot timpul acesta v-ați concentrat pe bani și pe stabilitate. Păi și cum poți să manifesti dragostea și pasiunea dacă tu te concentrezi doar pe stabilitate și bani? În fine, e un ciclu. Un ciclu care se încheie. Da? Hai să vedem balanțele. Eu cred că acum după balanță închid și acest video și fac următorul separat. Să-mi curăț cărțile. Curăț cărțile pentru balanță. Ia, ce bucurie! Că totuși e luna plină în balanță, măi! Era să zic la mulți ani. Ar trebui să fac un bonus pentru balanță. Să vedem dacă am. Cât de scurt. Bonus pentru balanțe și bonus pentru pești, Jupiter cu... Vai! 8 de cupe, asul de spade.
cineva pleacă. 8 de cupe, nu știu, dacă personajul de aici pleacă. Dar plecarea cuiva, eliberarea cuiva emoțională, atrage trezirea celuilalt. Hai să zicem că e trezirea voastră. Plecarea cuiva din viața voastră atrage trezirea voastră. Victoria într-un fel sau altul. Înțelegeți eventual că ce? Că această atracție, această pasiune, chiar dacă vă pune răbdarea la încercare, vă echilibrează, vă vindecă? Poate, maybe. Ia. Și asta, judecata, interesant, judecați. Cu judecata și asul de spade, judecați. Gândiți, judecata. Regina de spade sunteți voi, nu? Vă luptați în sinea voastră cu ce? Cu o pasiune care... regele și regina de bâte! Îndrăgostiții și împăratul! O dragoste super, super pasională pe care încercați să o țineți în control, voi sau cealaltă persoană. Și din cauza acestei dorințe de control, sau poate că ambii încercați să vă controlați, pentru că aici o luptă, da? Doi se luptă așa. Poate că ambii vă luptați. Toate chestiile astea consumă. Ar mai putea să fie și o a treia persoană, dar la asta gândiți. La asta gândiți. Această pasiune foarte, foarte mare, foarte mare, pe care încercați să o temperați. Regele și regina de bâte și îndrăgostiți. Dar mai e un personaj, ia uite, patru de... acasă cred că e un personaj, aici este problema. Acasă e un personaj care controlează, am mai văzut împăratul și mai devreme. Diavol, o relație karmică, poate căsătorie, poate job, în fine, pentru unii dintre voi. Dar aici gândiți. Mai dăm o carte pentru balanțe. A apărut balanța, care are conflicte interioare, dar care eventual ar fi dispusă să se lupte. Că a venit 5 de bâte peste. Dacă trebuie să vă luptați cu personajul care vă încearcă să vă domine sau să vă controleze, eu vorbesc de cei de la 4 de monede, da? Împăratul acela, ați putea fi gata. Eventual să... Interesant, da? Ia uite, cineva vrea să controleze o dragoste, o iubire, într-o formă sau alta. Stai să și clarific. Judecata, clarific în judecata pentru balanțe. Poate că unii dintre voi vă gândiți să vă păcați cu cineva. Eu știu cu cine, voi știți cu cine. Sau cineva vrea să se împace cu voi. Dar aveți karmă și aveți un nou început. Aveți o nouă relație, aveți și o relație karmică. Voi trebuie să alegeți, să judecați între relația karmică, în care sunt tot timpul conflicte, cred că e cea de aici, despre care zisei mai devreme, contractul. Și acest nou început. Cu un suflet cu care rezonați mai bine, să zicem. Judecata, te rog frumos, clarificăm pentru balanță. Iau de 4 de cupe. Da, e un refuz. Dar apare totuși, iau, 6 de monede. 6 de monede. Ia ce suflet pereche, marea preoteasă eventual. Și 9 de cupe. Emoții sunt. Dar există și o trădare și o epuizare în viața voastră. Peste care, iau de 10 de bâte și 10 de spade. Peste care încă nu s-a trecut. Emoții sunt în secret ținute. Dacă e o situație extraconjugală sau extra-relațională sau extra-vagantă, nu știți, mai dăm o carte pe 4 de cupe și judecata. Binecuvântări. În primul și în primul rând aveți 3 cărți care sugerează claritate mentală. Înțelegeți de ce persoana a plecat. Înțelegeți de ce v-a refuzat sau înțelegeți de ce ați refuzat și voi, că poate nu știați, că nu erau lucrurile confuze. Înțelegeți de ce sunt conflicte acasă sau la locul de muncă sau acolo unde aveți karma, contractul. În primul și în primul rând este înțelegere.
Înțelepciune ar trebui să sunt multe cărți. Clarificăm 4 de cupe. Am zis că poate fac un bonus pentru balanțe. 4. Ai, mă, prea multe. Aici pare relația karmică cu soțul, soția versus, da, niciun versus. Muncă, muncă și iar cu muncă. O situație care vă blochează. Acum înțelegeți, veți înțelege, veți primi niște revelații, așa spune. Cu asul de spade este revelație. Dacă vă gândiți intuiția, ascultați-vă intuiția, ascultați-vă îngerii, eventual și rugați-vă. Pentru că sunteți pe cale să renașteți. În primul și în primul rând mental. Eventual să vă eliberați de o karmă foarte conflictuală. Ați pierdut eventual ocazia 4 de cupe. Ați pierdut aici un as de cupe, o dragoste. Pentru că ați fost la un moment dat cândva trădați, sau poate, dacă n-ați fost trădați, au fost niște situații. Ar putea să fie această relație karmică, soț-soție, în care unul muncește foarte mult, celălalt stă, în fine, lucruri nu merg, scârție, sunt cam banale, plictisitoare. Și acestea vă influența, repet, deciziile, 2 de spade, 2 de spade, repet. Și din cauza asta, când a apărut sufletul pereche în viața voastră, că la unii a apărut acest suflet pereche, sau nu poate să intre, stă în vibrație, stă în jurul vostru, nu poate să intre sufletul pereche, pentru că n-ați fost pregătiți. Dar trebuie să renașteți. De această confuzie poate să fie și o deprimare, poate să fie și o plictiseală. 7 de monede și 4 de monede și 4 de cupe. Mai ce... Ia uite. Și 9 de spade. Și mai apare și dragostea sau emoțiile pentru cineva care mai adaugă la tot stresul pe care îl aveți. Dar renașteți, asta e frumos. Da? Renașteți, asta înseamnă judecată. Renaștere. Ia clarificăm și 5 de bâte. Steaua și 5 de spade. 5 de bâte a fost clarificat de 5 de spade. Varetul de spade și steaua. Iar veți înțelege, veți renaște și veți înțelege cum să vă vindecați, vă arăt și cărțile ca să le vedeți. Da? Veți înțelege, veți renaște. Sau mai bine zis, veți ști cum să renașteți. Pentru că primiți răspunsurile. În momentul în care cineva pleacă, nu știu, se face așa, e interesant, apar aici, ia uite, steluțe. Era o expresie cu stele vers, vedeți stele vers, în sensul că ceva începe să se lumineze în viața voastră, la nivel mental. Veți înțelege cum să vă vindecați de un contract, de o relație, de o căsnicie, de ceva, de o karmă, repet. Poate să fie și familie, că acolo avem cele mai mari karme, da? În care sunt conflicte, certuri, argumente, cineva e gelos, vă urmărește valetul de spade. Vă vindecați de aceste lucruri. Eventual, slavă Domnului, așa v-aș dori la toți, să vă înțelegeți destinul balanțelor, să renașteți balanța, renaște, da? Se transformă emoțional, merge 8 de cupe, merge către 9 de cupe. Când cineva pleacă, probabil un suflet pe pereche pleacă din viața voastră și vă dea seama că, de fapt, voi nu v-ați iubit. Pentru că ați stat în acea energie și asta despre care vorbesc. Dar vindecați aceste energii, repet. Vindecați și le înțelegeți. Dacă v-ați întâlnit persoana predestinată, probabil că vă veți lupta, balanța se va lupta, cu cei care vă urmăresc, cu cei care vă... Uite, auzi, 5 de spade. Cu cei cu care aveți conflict. E cineva gelos pentru că aveți voi o nouă pasiune. Dar, repet, steaua poate să fie și o persoană publică, care atrage publicul, dar care vindecă, în cazul în care e o persoană. Da? Iar vindecați. Începe să vindecați, dar prin înțelegere. Deocamdată. O să mai vedem și la bonus. Eu zic că merită un bonus, totuși. Ia clarificăm 8 de cupe. Manga!
Regina de cupe. Regina de cupe este o persoană empatică, sensibilă, seducătoare prin sensibilitate, prin romantism, prin artisticitate. Poate că unii, doamnele mai ales, dar și domnii, depinde, variază de la un om, mergeți înspre o zonă care ține de... mamă, ce frumos! Deci mergeți! Am zis, 8 de cupe merge către 9, dar 8 și cu 1, 9. Cineva vă arată calea. Dar puteți să fiți chiar voi, Regina de cupe, să descoperiți că de fapt voi aveți un suflet mare, multă iubire și v-ați consumat energia și nervii și stresul în situații deprimante, obositoare, da, carnice. Da. Și aici este renașterea voastră. Dar, repet, posibil cineva, Regina de cupe, stea, cineva vă arată calea către dragoste față de voi înșivă. Dar, nu, deci 8 de cupe nu merge către 9 de cupe, merge către Regina de cupe. Nu veți fi doar 9. Înțelegeți? Mai, pentru cei care ascultă asta, arăt, iau-te, și multă, multă pasiune. După separare de împărăteasa voastră, familie și împărăteasa și femeia divină. În fine, da. Apare o flacără geamănă sau un suflet pereche ăsta despre care v-am zis că e în preajmă. Nu poate să intre în viața voastră dacă voi nu-i permiteți. Aici este. Și voi aveți mult de lucru. Și în primul rând, repet, dragoste față de voi. Dacă acest personaj a plecat din viața voastră, în momentul în care pleacă acest personaj, vă dați seama, asul de spade, ar trebui să fac și eu același lucru. Să-mi descoper cupa, sufletul. Și când îl descoperiți, vedeți ce suflet mare aveți. Da, apare o vindecare în timp. E și o pasiune. Dar în primul și în primul rând, dragile mele balanțe, renașterea. Renașterea voastră. Această lună plină aduce renaștere. Și o nouă relație după o relație karmică. O relație care vă duce cel puțin mai aproape de destinul vostru, într-o formă sau alta. Veți descoperi, e călătoria voastră. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!